în căile acelea prin care poate provoca coborârea harului. Expresii țintite, vorbe, o poveste lacrimogenă, mai vine alta cu o cântare pe măsură. Ați voi să vă spun că toate aceste tehnici nu sunt altceva decât manipulare emoțională, pe care oamenii mai înguști, mai conservatori și mai, nu știu cum să spun eu, dintr-un anumit spectru al mișcării evanghelice, au formele lor prin care obțin asta, cei din spectru celălalt au formele lor prin care obțin exact același produs și Hristos nu nici într-o parte, nici în alta. Asta mă înțește. Adică cineva vine și vorbește vorbe goale, dar frumoase, povestioare, lacrimogene, de mama și de tata și de copilul ăla și de aia și de aia și toată adunarea plânge și vai ce har a fost la adunare și când te uiți la telenovele spaniole iară plângi, aceleași emoții. Pe de altă parte, worship, muzici noi, contemporane, instrumente, jocuri de lumini, fum, atmosferă. Ca să hrănească aceeași nevoie, nevoia de emoție, de bucurie, care, în dreptul căreia mă îngrozesc, că ar putea să fie obținută sărind peste cruce, direct în zona bucuriei, căutată această bucurie cu forme firești și hrănită de niște oameni firești, pentru alți oameni firești, care nu-L cunosc pe Hristos și care, vorba acelui frate de credință trecut la Domnul, fac tot acest spectacol dezgustător pe cheltuiala oilor. Asta e dureros. Adică pe cheltuiala și munca celor care îl iubesc pe Dumnezeu și dăruiesc cu pasiune și cu sacrificiu pentru Dumnezeu. Pe munca părinților și a bunicilor lor care s-au rugat lui Dumnezeu. Pe munca celor maturi în Hristos care suferă și așteaptă în răbdare ceva. Și în speranța că se va întâmpla ceva, mai dau. Extrema emotivismului. Frații, surori, grijă mare în privința aceasta. A obține oricum o atmosferă nu înseamnă că avem succes în închinare. Această mutare de la căutarea lui Dumnezeu pe căutarea atmosferii este de fapt schimbarea lui Hristos din centru cu a omului. Omul e pus în centru. Când e căutată atmosfera și nu-i căutat Dumnezeu, de fapt omul este în centru, nu Hristos. Și asta ar fi o gravă eroare vecină cu idolatria. L-ar putea face pe Dumnezeu să ne părăsească adunările și să ne lase de capul nostru în emoțiile și bucuriile și plânsetele și formele noastre religioase, fără duh și fără viață. Mai aproape de ortodoxia biblică sau mai departe, asta nici nu mai contează. Confuzia între emoție, între atmosferă și revelație și adevăr și Dumnezeu.